Bună ziua, sunt Claudiu, bine ați venit pe canalul meu. Ne aflăm în solar, iar azi vom discuta despre melci și cum ne dăm seama dacă avem parte de un atac de melci. Păi, în primul rând, la momentul primăvară trebuie să fim atenți când deja am plantat în grădină primele legume. Aici mă refer la salată, la vărzoase și ce mai punem noi, gen ceapă, usturoi. Pentru că, uitându-ne pe frunze, atunci am observat dacă există niște mici găuri, mici fisuri, să zic așa. O să vă arăt. Cum presupun că fiecare dintre dumneavoastră vă cunoașteți foarte bine grădina și plimbându-vă prin ea, na, curățându-o și având grijă de ea, vă veți întreba la un moment dat pe timpul zilei cum de pe frunzele mele sunt găurile astea, sunt niște găuri micuțe, foarte micuțe, dar totuși eu nu găsesc absolut nimic. Mă uit pe spate și nu sunt musculițe, nu sunt omizi, nu... E bun, atunci înseamnă că deja melcii și-au făcut apariția în grădina dumneavoastră. Să știți că melcii vă pot ataca inclusiv pomii. Ca să înțelegeți dumneavoastră, uitați, acesta este un atac de melci asupra pomilor. Cam așa arată o frunzuliță care este atacată de melci. Și dacă observăm aceste mici fisuri, găuri, este posibil ca acestea să fie făcute de melci. Deci asta ar fi unul dintre primele semne prin care putem să vedem și să realizăm că avem melci în grădină. Al doilea semn este că dacă pământul este uscat și pe pământ vom observa acel lichid, substanță viscoasă, strălucitoare, să știți că acesta este iarăși un semn că în grădina noastră există melci. Și aceste două semne ar trebui să ne punem în gardă ca să luăm atitudine și să ieșim cu o lanternă, cel puțin noaptea, să vedem despre ce este vorba. Să ieșim și să dăm o tură grădinii noastre, să vedem ce plante sunt afectate de aceștia. Pentru că chiar dacă observăm doar anumite plante atacate, să știți că melcii pot fi pe și pe, vă pot ataca și restul plantelor din grădină pe care le aveți, inclusiv florile. În cazul de față, eu anul acesta m-am lovit de un atac de melci foarte sever, care pe lângă salată, vărzoase, cartofi, ceapă, pătrunjel, mărar, mărar mai ales mărar, mazăre și dovlecei, castraveți, mentă, zmeură, roșii, și inclusiv fasole și conopidă. I-am găsit peste tot pe aceste plante. Peste tot pe aceste plante. Și o să vedeți, dacă aveți răbdare să vă uitați în filmările mele, metode de combatere a acestora. Ideea este că în momentul în care i-ați observat, nu stați relaxați, trebuie să luați atitudine și să folosiți acele bariere de protecție împotriva melcilor, dacă timpul și vremea vă permit, și de asemenea să începeți să-i combateți, pentru că ei se vor înmulți foarte mult, se pot și vă pot distruge culturile pe care dumneavoastră le aveți în grădină. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi frumoasă și, bineînțeles, ca întotdeauna, recolte bogate.